care mâncările sunt de la Domnul. Cât e de mâncat, când e de mâncat, se mănâncă, când e de rugase, toate are rostul lor. La prorocul Eclisiasu sau în înțelepciunea lui, da, părintele unde vrea, în Biblie sunt. Părintele vrea regimul din pușcării să bea tot așa, să nu mai mănânce. Părintele vrea ca în pușcării să nu mai mănânce nimic. Ca să facă sfânt. Ai... Ca să fie sfânt, să nu mai mănânce. Cum aici e pușcăria? Dar în pușcărie era mănăstire, aici nu, în pușcărie era mai mănăstire decât aici. Cum să rezolvăm ca să fie și aici ca la pușcărie? Ar fi ceva. Adică să răbdăm, să, ca, da, da, nu poate fi că da, binele e bine, rău e rău. Când e da, da, când e nu, nu. Noi la, alergăm la da, nu la nu. Atunci, prorocul este Eclisiastru, la în Sfânta Biblie, Sfânta Scriptură, prorocul Eclisiastru, unde, dar toate... Păi problema, părintele, o zic că toți din pușcărie au fost sfinți, mai eu nu. Asta e problema și vrea să devină. De asta e supărat. Da, dragă, dar la și închisori, vedeți? Și ăștia, nu, care nu prea are... fumatul, toate rele, aceea, dar mai sunt care i-au dus, cum a fost tovarșul Ceaușescu, de ce? De ce e bun? De ce e răi trebuia? Nu, pe ce e bun i-au închinuit? De ce nu pe ce e răi? Pe timpul lui tovarșul Ceaușescu. Nu, de ce? Păi aici nu a făcut dreptate. Păi nu a făcut dreptate pentru urmașul, nu ia dreptăți. A, vedeți? Eu vreau să mă băs sănătos, numai atât, ca să pom să mor liniștit. Nu mor. Da, să morim pe rând, pe rând. Rând pe rând, zarea lumii întunecând. Da. Și se duc aclitele scuturând aripe, aripele. Asta e de mie a ele, Minescu. Una, două, trei. Pentru ce? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Că cine știe când ne mai vedem? Eu cred că se apropie moartea. Să știi că se apropie moartea. Nu se apropie, nu, nu. Păi bine, moartea. A, păi bine, dar e la distanță mare. Nu e mare, se apropie că... Nu vine cu accelerator, vine cu roaba. Adică, cum o... Cu care e roaba? Roaba Domnului. Roaba Domnului. Doamne, chinește-ne, nu ne părăsi. Nu știu cum să te mai slăvim și ca să știm pe ce lume trăim, numai atâta. Cum să te mai slăvim? Noi dorim să... Dar cum să te prea slăvim, să ne bucurăm? Să știm ce trăim. Pe ce lume trăim. Că moartea se apropie. Dar să știm pe ce lume trăim, nu ca alții. Habar n-a luat, acum postul preasfintelor Paști, a Sfintei Învieri. Cât nu fumează, nu știe că fumatul dăunează grav sănătății. Și câte, oi, miercurea și mâine Sfânta Miercure, mănâncă de dulce. Vinerea, zice, nu, ce, du-te cu postul, lasă-mă, care de partea lui Ceaușescu. Mai sunt teroriști că n-au pierit la Parlament, la București. Când am fost acolo, la Parlament, care strigau, care au fost din Moldova, din toate, din mai multe județe, jos cu cipul care era. Ați fost? Ați fost? Da, da, era sângă noi. Vedeți? Și dacă va, ei au fi auzit că suntem, că avem dreptate, dar ei acum, de ce? Tot n-au auzit. No, asta. N-au auzit. No, exact, asta. De ce nu? De ce și pentru ce? Ei n-au... Samson. Păi dar ce înseamnă? De ce nu poate măcar jumate să ia exemplu la
măcar la cei mai dinainte că așa au zidit falnice morminte. Nu se gândește că au fost odată și pentru totdeauna va fi pururea și în veșnicia vernicilor acolo va să fie. Dar de ce? De ce și pentru ce? Cine nu-i? Vedeți diavolul ce găsi Sfânta Cruce? Satana. Păi da, ce-i? N-are mâinile ăsta Domnul să se închine, să se roage, să stea în genunchi? Pentru ce? De ce și pentru ce? În Sfânta, de ce nu? Vedeți diavolul? De ce nu sunt toți la un fel? Să fim cu credința la un fel. Cu faptele. Dar habar n-are. Sunt care habar n-are pe ce lume trăiește. Atunci, cum? Noi să ne rugăm pentru ei? Ne rugăm! Da, Doamne, să se îndrepte! Dar dacă diavolul nu-i lasă, atunci noi ne rugăm, are vreun rost, să ne rugăm și ei, și mai rău, că diavolul Satana nu-i. Nu-i. Doamne ajutor, Doamne ajutor, mă bucur, dar ați mâncat de vă rog, aseară vă amintesc.